La o oră matinală, 3 autocare din Buzău și unul din Râmnicu Sărat s-au umplut cu membri de sindicat care sperau măcar într-un dialog cu guvernanții cu ocazia protestului de astăzi. Spre deosebire de meetingul organizat săptămâna trecută, dascălii sperau ca numărul mare de participanți să-i determine pe cei responsabili să le asculte doleanțele. Credeți că numărul va ajuta această acțiune, numărul de participanți? Da. Este foarte important numărul de participanți și cu cât vom fi mai mulți, cu atât vom sensibiliza mai mult guvernul asupra problemelor din învățământ. Că sunt probleme nu numai de salarizare, sunt multe alte probleme care trebuie rezolvate și care nu și-au găsit niciodată rezolvarea în niciun guvern de până acum. Și aveam foarte mari așteptări de la acest guvern de acum. Se pare că așteptările noastre mai au de așteptat. Noi așa mergem, cu speranțe. Sperăm să fie bine, să ne asculte și să așa ne dorim. Suntem încrezători, știm că astăzi este doar un moment sau o etapă și vedem și noi ce se întâmplă. Cred că părinții ar trebui de data asta să reflecteze mai mult în calitate de beneficiari, în primul rând, ai acestui sistem, serviciu, obligație de stat, care în ultimul timp s-a depreciat extraordinar, ba mai mult, nu s-a făcut nimic vis-a-vis de ce numim reformă. Speranțele sindicaliștilor erau întărite și de ultimele declarații ale ministrului Educației, care a considerat că protestele din ultimele două săptămâni sunt îndreptățite. Noi sperăm și că de această dată vom fi luați în seamă. Deși după cele două săptămâni de proteste nimeni nu a avut nicio reacție, am văzut o declarație a ministrului Educației care ne dă, cel puțin mie, îmi dă speranțe, în sensul că protestele noastre, recunoaște că protestele noastre sunt îndreptățite. După câteva ore, delegația profesorilor buzoieni s-a alăturat celorlalte din țară la mitingul din fața guvernului, fiind prezenți mii de protestatari. Tocmai numărul mare de nemulțumiți ieșiți în stradă pare să fi fost decisiv, așa că o delegație formată din lideri ai protestatarilor a fost primită la discuții cu guvernanții. În zilele următoare, urmând cel mai probabil să se poarte alte negocieri. La orele serii, profesorii buzoieni au revenit din capitală. Cu ce impresii? Sperăm să ni se aprobe 6% din PIB și pe viitor să mărească și salariul. Da, a plecat cineva dintre lideri, nu știu să vă zic cine, a fost și domnul Hăncescu, cu toate propunerile, toate cererile noastre, cu toate semnăturile noastre, că am fost acolo aproape 10.000 de oameni. Este mult mai bine, am dovedit că suntem din nou uniți, că există solidaritate sindicală în învățământ și am dovedit că Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, FSLI-ul, este o forță. Ne-am strâns foarte mulți și le-am arătat guvernanților că nu suntem mulțumiți cum credeau dânsii, pentru că lucrurile nu merg cum par sau cum sunt văzute de la București. În învățământ lucrurile merg prost în continuare. Discuți ceva cu reprezentanții guvernului? Da, au fost o delegație, a depus un memoriu cu principalele revendicări. Faptul că în această săptămână în învățământul preșcolar și primar este vacanță a fost un avantaj pentru liderii sindicali din educația buzoiană pentru a atrage un număr mare de participanți la mitingul din București.